Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Mă, cred că vi se întâmplă și vouă asta. N-are cum, mie mi se întâmplă cel puțin o dată pe zi să pierd chestii prin casă. Chiar vorbeam zilele trecute cu maica mea. Apropo, ai mei deja știu ce fac, adică e clar, cred că sunt fanii mei numărul 1 pe YouTube. Mulțumesc. Și m-a întrebat așa mai în glumă sau mai în serios: măi, nu știi vreun gadget de ăsta care să mă ajute să aflu unde sunt chestiile prin casă? Că pierd și eu telecomanda, pierd keyle, îmi pierd telefonul, să-mi dau și eu seama cum să le găsesc mai rapid prin casă. Și eram, da, nu știu, da, îți dai seama, și apoi eram... Trebuie să existe așa ceva. Neapărat trebuie să existe așa ceva. Așa că am căutat și am găsit. Băi, video de azi e puțin așa, Caterinca. Pentru că mi se pare foarte interesant să facem o chestie de asta, să vedem cum funcționează o treabă de genul ăsta. Și cred că poate fi și de folos, adică e super ieftin, e 12 sau 15 lei, ceva de genul ăsta, este mega ieftin, mai mult cred că a costat transportul pentru ea. Hai să vedem cum funcționează. Practic este un device pe care îl legi de chestiile de care ai nevoie să știi unde sunt și fluier, efectiv fluier, și ăsta începe să scoată sunete. Să-ți dai seama și afle unde sunt toate chestiile pe care le cauți în casă. Bun. E mic, e extraordinar de mic. E atât. Da, cam atât din palma aia. Deci este extraordinar de mic device-ul ăsta. Are o chestie de asta pe care o poți pune la chei, un inel pe care îl poți pune la chei, pentru că probabil este făcut să îți găsești cheile. Da, el se numește Key Finder. Dar vedem imediat dacă putem prinde și îl putem lipi de altceva, cum ar fi telecomanda. Hai să vedem cum funcționează. Dar cred că nu se văd dacă are baterii. Dacă nu are baterii, trebuie să-i pun. Așa că hai să-l deschidem puțin. Până acum am făcut unboxing, dar n-am deschis niciodată un device, așa că îl deschidem acum pe ăsta. Da, are baterii, aparent. Ok, deci îl putem monta la loc și să vedem dacă funcționează. Că majoritatea jucăriilor pe care le aveam când eram mici aveau o bucată de o peliculă așa de plastic pe care trebuia să o tragi ca bateria să se conecteze la plăcuță, să dea curent device-ului, dar aparent asta nu are, așa că hai să vedem. Avem un buton care nu știu ce face și un switch. Da, nu-i pornit. Ok, în momentul ăsta am pornit, dacă apăs pe ăsta... Ok, dacă am apăsat de câteva ori, aparent, cred că e un test sau ceva, ăsta e butonul de test, să vezi dacă funcționează. Dar, în principiu, vrem să aflăm dacă funcționează la fluierat, nu? Hai să vedem. Bine, nu sunt cel mai mare fluierător, dar încerc. Simply whistle and this key fob will flash and beep. Fluier eu greșit sau nu fluier destul de tare? Bă, pare funcționează! Super tare! Și țiu e destul de tare, adică nu știu dacă... Asta încerc să-l apropii de microfon, sper să nu rup sunetul în două, dar... Ia să vedem dacă țin aici fluier. Da, chestia asta e super tare. Deci la un simplu fluierat, dar pare nu merge la fluieratul ăla pe care îl știu eu de când eram mic. Bine, clar că nu știu cum se face prea bine, dar fluier alien. Ok, dar la... Cred că ăsta e cel mai simplu fluierat pe care îl poate face oricine și probabil de asta reacționează la genul ăsta de fluierat. Foarte tare. Acum sunt curios. Aparent reacționează la niște sunete. Aparent reacționează la niște sunete pe care le poți face și le confundă cu fluieratul. Dar nu știu, hai să vedem dacă îl putem prinde de telecomandă. M-a dus bandă dublă adezivă. Nu cred că am mai făcut asta în niciun video până acum.
dar totul are un început. Ok. Și acum putem pune device-ul, cred că putem scoate inelul ăsta de aici, ar fi cel mai, cel mai ok, dacă îl prindem de ceva. Și gata, să zicem că nu găsești telecomandă, da? Bun, am să o pun aici și... Am să duc telecomandă puțin mai departe să vedem cam la ce distanță reacționează. Acum e în celălalt colț al studioului și o să fluierăm. Mă pregătesc când găsesc fluieratul. Sper să se audă. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Acum, nu uitați de codul de la Quick Mobile. Quick 506, cu care aveți 3% reducere pe quickmobile.ro. Puteți să vă cumpăr... Puteți să vă cumpărați tot felul de device-uri, găsiți o grămadă de chestii la ei și 3% reducere, chiar dacă nu e mult, dar sunt bani pe care nu-i dați. Și dacă vă cumpărați un device super scump, 3% deja se simte. A fost o idee spontană, mi s-a părut super, super interesant să fac review la așa ceva, chiar am și eu curios dacă există și cum funcționează și dacă funcționează în primul rând și aparent a trecut testul. Cu mici erori, dar l-a trecut. Așa că, de acum vă las cu continuarea videoului de la început să vedeți ce s-a întâmplat și ne vedem în video următor. V-am pupat și v-am lăsat. Me llamo Tokio. Busco mi transportador. Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia.